Primarul celei mai mici comune din județ, Arcani, spune că politicienii care au venit în campania electorală să-i ceară ajutorul au uitat să mai treacă prin zonă de atunci. Vasile Popescu susține că aceștia au promis că se vor implica în atragerea de fonduri către Arcani. Păi, și cu politicienii ăștia m-am cam săturat, în sensul că dacă am fost 4 ani viceprimar înainte, după aceea m-a trecut primar, acum vă dați seama că au trecut campanii electorale destule în decursul a 9 ani până acum. E, toți vin în campanie, toți vin, domnule, te rog să mă ajuți, o să vezi că eu rezolv ce probleme aveți la comunitate, ce orice problemă le rezolvăm, le facem, eu sunt bătătarnic, eu mă zbat pentru comunele care sunt colegiile mele și de fapt vin în campanie și după aceea 4 ani de zile nu mai vedem pe aici. Prezent în cadrul emisiunii Agenda Locală, Vasile Popescu a spus că nu mai face campanie electorală pentru nimeni din acest moment, deoarece s-a săturat de minciuni. Da, în campanie electorală, promisiuni mari, promisiuni mari. Eu nu mai cred în nicio promisiune și nu cred că mai fac campanie cuiva în această comună, pentru că am constatat că toți au făcut la fel. Sigur va fi unul dintre dânsii care vă va atrage atenția. Nu mai cred că mi-atrage nimeni atenția. Dezamăgit că nu a găsit în atâția ani niciun politician serios care să își respecte promisiunile, Popescu nu mai are încredere în toți. Adică n-am găsit unul serios care să zică, domnule, uite, ți-am promis la comuna Arcani asta, nu marea cu sarea, dar cât de cât ceva. Bun, ideea este că v-au promis odată dumneavoastră și apoi au promis oamenilor, dacă tu spuneați că au avut aceste acțiuni culturale, cu hore, cu spectacole, exact, în fața oamenilor. Bănuiesc că aceleași lucruri le-au spus și locuitorilor din cele 4 sate componente din Arcani. Că vor face, că vor realiza, că vă vor ajuta și așa anul este. Acesta și eu niciul de parlamentar pe aici. Nu. Nici nu vin. Poate la europarlamentare sau la prezidențiale, poate atunci. Și sigur și atunci vin din nou. Și mai face campanie electorală? Nu mai fac. Se scotărât așa? Nu mai fac la nimeni dacă nu mă ajută nimeni. Primarul din Arcani are 3 proiecte mari pentru satele componente și pentru care a apelat la parlamentar, dar din păcate nu a primit niciun sprijin.